Suntem prezenți la conferința grupului creștin de rugăciune din Parlamentul României, conferință care are ca temă anul acesta valorile identitare europene. În contextul României, suntem cetățeni, suntem componența acestei națiuni. Cum vedeți dumneavoastră valorile? Ce valori ar trebui să promoveze cetățeanul de rând în România în contextul tradițional și în contextul european? Cred că trebuie să ne uităm foarte bine la ce înseamnă valori europene și la fundamentul creștin al Europei. De ce spun asta? Pentru că, practic, Uniunea Europeană a plecat ca un proiect al unor oameni care aveau valori creștine. A unor oameni care știau că la baza oricărei construcții trebuie să stea această recunoaștere a civilizației iudeo-creștine. Și e foarte important de spus că Uniunea Europeană nu s-a născut doar ca un proiect politic, economic, ci ca un proiect, în primul rând, pentru pace. Pacea fiind o valoare eminamente creștină. Mai mult decât atât, părinții fondatori, dacă vorbim de Robert Schuman, de Konrad Adenauer, de Alcide de Gasperi, toți au avut aceste valori creștine, creștin-democrate, în sensul demnității persoanei umane, creație unică a lui Dumnezeu, în sensul respectului pentru ceilalți, în sensul demnității, în sensul subsidiarității, în sensul libertății, dar o libertate nu dusă la extrem, ci o libertate responsabilă, deci o libertate care înseamnă și asumare, care înseamnă și obligații, care înseamnă nu doar drepturi, ci cu corelativul de obligații și asumare. Deci undeva pe drum s-a pierdut această moștenire, acest fundament extraordinar al Europei și iată că toți suferim din cauza asta. Din cauza asta avem o criză identitară, o criză morală, dacă vreți, în Europa. Vedeți biserici goale, vedeți oameni care caută sensul și nu-l mai găsesc. România reușește, totuși, și mi-amintesc vorbele unui părinte care spunea că românii reușesc totuși, dacă e să ne uităm la partea bună a acestui exod, a acestui număr mare de români care pleacă în străinătate, reușesc să creștineze, să recreștineze cumva Europa. În ce sens? În sensul că, fiind prezenți, redescoperind credința acolo în comunitățile în care se află, reușesc să-i aducă și pe ceilalți conlocuitori, să spun așa, din societățile respective către biserică. Pentru că ei văd că românii se orientează către biserică și că acolo este o Românie în mic. Practic, știți foarte bine că în jurul bisericii se strânge comunitatea. Se adună toți cei care au plecat din diverse motive din țară. Și, practic, e rolul lor, chiar de acolo, un rol minunat lăsat de Dumnezeu, să lucreze și să creștineze și acest Occident care, iată, e din ce în ce mai măcinat de ateism și, până la urmă, de un multiculturalism care a fost foarte prost înțeles, în sensul că s-a considerat că dacă culturi diferite merg pe culoare diferite și nu se amestecă, conviețuirea va fi posibilă. În realitate, ce am văzut a fost probleme gen atentate teroriste, am văzut foarte multe probleme de integrare, totul ambalat și aceste probleme au fost expediate sub corectitudinea politică, care a devenit un fel de terorism intelectual al secolului nostru și în această poleială de așa zise valori europene am pierdut adevăratele valori europene care erau exact acestea, demnitatea persoanei umane, libertatea responsabilă, da? Și toate lucrurile care izvorăsc din ele. Ori, în momentul de față, România este foarte europeană și este și creștină în același timp și nu există nicio contradicție între acestea două, cum încearcă unii să portretizeze acest lucru. România este membra Uniunii Europene și este, aș spune eu, o țară dedicată acestor valori, trebuie să fie, pentru că sunt valorile fondatoarele Uniunii Europene. Konrad Adenauer, Robert Schuman și toți părinții fondatori vorbeau despre necesitatea de a salva Europa pentru întreaga lume, dar nu de a o salva la modul abstract, ci la modul de a se gândi la aceste fundamente creștine. Pentru că știți, foarte mulți acum invocă, de exemplu, anticorupția. Dar anticorupția în sine provine tot din decalog, nu este un lucru abstract. Deci provine de la porunca să nu furi, tot din cele 10 porunci. Deci nu putem să facem abstracție de această moștenire creștină. Faptul că această moștenire creștină a fost, cum să zic, lăsată la o parte când s-a discutat, de exemplu, despre tratatul constituțional, un tratat constituțional pentru Uniunea Europeană, tratat care ulterior a ieșuat, a lăsat, practic, o mare rană Europei, în sensul că s-a încercat să se bage sub preș această realitate, că creștinismul stă la baza democrației și a Europei,
așa cum o cunoaștem noi acum, acest proiect unit, generos, bazat pe dragoste și pe ce înseamnă pace, da? Deci nu pentru ca să nu mai existe războaie și să nu mai existe conflagrații care au dus la atâția morți, primul război mondial, al doilea război mondial și așa mai departe. Deci este extrem de important să reamintim ce înseamnă Europa, ce înseamnă valori identitare europene și că identitatea europeană nu este un lucru abstract, nu este ceva așa, cum să spun, pe care noi trebuie să le importăm, tot felul de ideologii de împrumut pe care noi trebuie să le importăm în România. Nu, noi trebuie pur și simplu să revenim la valorile Europei, pe care Europa, din păcate, însăși le-a pierdut și să încercăm să le redescoperim. Mai ales că noi avem aceste valori aici în România și putem să fim o ancoră, spun eu, pentru Europa întreagă. Vă mulțumim foarte mult! Și eu mulțumesc!